Marius Artu Ursu, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se află în aceste zile în vizită de lucru în județul Alba, iar acesta a fost prezent în cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD Alba. În acest context, directorul Agenției Naționale de Cadastru a precizat că în județul nostru, în trei comune, se derulează proiecte de cadastrare. Este vorba de comuna Horea, Vințu de Jos și Ighiu. De asemenea, potrivit directorului Marius Ursu, în 8 mai urmează să aibă loc o licitație deschisă în cadrul unui proiect național al ANCPI pentru lucrări de cadastru, în care sunt incluse 147 de comune, din care 4 sunt din Alba, Ciugud, Daia Română, Sântimbru și Spring. Scopul este acela de a deschide carte funciară la zi tuturor cetățenilor din județ. În primul rând, obiectul principal acestui program este de a deschide carte funciară la zi tuturor cetățenilor din fiecare comună a județului și, de asemenea, nu trebuie să se ceară sau să se teamă că vor da vreun ban. Totul va fi suportat de Agenția Națională de Cadastru sau pe bază de fonduri europene. Ei nu vor plăti niciun leu pentru aceste lucrări. Aveți planuri și pentru cei de la munte? Absolut. Atât zona cooperativizată cât și cea necooperativizată va intra în acest program. Toți. În vizita sa de lucru din județul Alba, Marius Ursu se va întâlni cu notari publici, persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru și cu reprezentanții Oficiului de Cadastru Alba pentru a vedea dacă există anumite lacune din punct de vedere al regulamentului și al legislației în acest domeniu.